în loc, Nicule, ce faci, mă, omule, mă, dar cum? Foarte bine. A? Foarte bine, extraordinar. Da? Da. Cum petreci? Am înțeles că ai fost în America, dar nu te... Cât ai stat în America? O lună. Lună, acum încă o lună jumate, primăvară, cam de regulă, cam vreo două luni de zile stau pe an. Dar în principiu ți-e bine, adică artiștii merg acolo pentru că, în primul rând, că acolo se poate juca, nu? Și asta e un motiv, dar și faptul că am green card și trebuie să fac intrările odată la șase deci, luni. Deci omul nostru trebuie să-și facă intrările, cel puțin, domnilor. Da, domnilor. Ce să mai am rămas de căruță, sunt singurul care nu e cetățean american din familie. Dumnezeule, soția, fata... Băi, rușine pur și simplu, singurul care nu este cetățean. Mă simt atât de prost, încrapă obrazul de rușine. Păi da, cum să facem noi acum, mă, Nicolae? Ați început sărbătorile acasă de Sfântul Nicolae? S-au început. Ți-ai pus ghetuțele, ai primit ceva? Bineînțeles. Ce ai primit? Eu am primit o pereche de butoni. De? De butoni. Bun, e foarte bine. Bun, aveam nevoie de ei. Dar în rest, ciocolate, da, dulciuri. Soția ce a primit de Moș Nicolae? Eu am vrut să mă pun pe mine în cizme acolo, dar nu a avut loc, așa că i-am pus... Da, am văzut, s-a pus... Eu doamnă pus... fină, nu putea să poarte ghete de la să intri tu tot. Da, da, da. Ne-am gândit să vă facem și puțină petrecere și atunci un fel de mulți ani trăiască pentru Nicu. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bravo, să luăm loc. Dacă mulțumesc vrei, avem frumos petrecere cu pârjoale moldovenești și cu papanaș aici a făcut... Așa. Super. Da. Mariana, vezi că mai ai o cerere și Rita Mureșan vrea să-i spui de săgetător, dar mai târziu un pic, da? Pentru următoarea perioadă. Deci... Cu este Taur, Nicu Paleru și soția lui e pești, ca să știi. Și... Da, eu... Suntem înconjurați, știe tot. Sunt pescar... Așa. Ai cules un pește, peștișorul de aur l-ai luat. Foarte bun. Moș Nicolae în viața ta, cum venea, ți-aducea, nu ți-aducea? Venea. Deci l-a venit tot timpul. Moș Nicolae de fiecare dată a venit cu un iepuraș din acela pe cheie care sărea. Aha. Îl așteptam, deci nu concepeam altceva. Ăsta era... Era și altceva, că nu veneam fiecare an cu cât un iepuraș, nu? Ba da, în fiecare an cu cât un iepuraș, că era cel mai ieftin de acolo, din librărie. Dar venea și cu muzică. Mare lucru. Și de regulă mai venea și cu câte o muzicuță din când în când, aia... Ei, lasă că la muzicuță ți-a prins bine, că uite unde ai ajuns. Deci, nu știu să cânt eu, dar... Pe de altă parte, am văzut aici o bijuterie, vreau să știu la ea cum a venit, că moșul cum a adus în ghetuțe. Păi, a adus niște dulciuri, a adus o brățărică, ce a putut și moșul, ce să mai... După posibilități. Ea știe că odată mai vine și Moș Nicolae... Vine Moș Crăciun, mâine, poi vine. Așteaptă și pentru Moș Crăciun, mai... Nu știu, depinde acum, mai are și niște elfi, un elf are un elf care îl trimite Moș Crăciun, da? N-am înțeles niciodată asta, dar ea știe mai bine, dar pare rău, o să vin data viitoare. Și elful ăsta vine de Crăciun sau vine mai devreme? Vine de Crăciun, dar probabil l-a trimis Moș Crăciun la înaintare ceva. E un fel de mail al lui Moș Crăciun, l-a trimis înainte. Da. Bravo. Spune așa, da, așa nu, e uite acolo a greșit, acolo a greșit. Am înțeles. Și stă, nu știu mai multe. E un fel de consilier, așa, nu? Consilierul lui Moș Crăciun. Pe vremea mea, Moș Nicolae era... E foarte bine, uite ce a crescut, ca să vedeți cum trece vremea. Bravo, Nicule, vreau să te întreb dacă ai primit vreodată nu ea. Eu? Da. Am fost cu minte la viață. Da? Întotdeauna ai fost cu minte, nu? Cu minte și n-aveam cum să o primesc. Nu, că mă gândeam că poate ai fi băut vinul cu borcanul vreodată și... De la vârsta aia? Mă, unii s-a apucat mai devreme de meserie, da? Cine știe, mai... Bine, nu așa. Nu așa, nu. Vă rog frumos, aceste exemple sunt negative pentru societate, nu se face așa. Cine nu știe, eu pot să vă spun acum să dau ceva din casă care n-am spus nici... Ba da, eu pot să dau, acum pot să spun ceva. Chiar îmi doresc să spun, da? Da, dragule, eu te-am spus, să știi. Eu nu mai beau de 8 luni, n-am mai pus nimic în gură. Da? Nici o...
gură de tărie, nici o gură de vin, nimic de băutură. Ce? Uite, am vrut să văd dacă e dependență sau și? Nu. Și nu e dependență. Nu e dependență, nu? Nu, e plăcere. Să beau un pahar de vin pentru asta. Aia, e plăcere. Auzi-mă, să cânti cu Besi și beau vinul cu borcanul și să nu mai bei tu un pahar de aia. Cu țuica face pe deșteaptă, are niște hituri de-astea, cred. Am zis că da, gata, acum începem, am trebuie înțeles. Neapărat. Acum de sărbători servești și tu un pic. Trebuie, găsim noi soluții. Am zis de până la Paște, dar vedem ce se întâmplă. Și după aia iarăși treci la... Nu mai, eu am vrut să văd și eu cam ce cu băutura asta, mă, chiar așa e de și? Periculoasă. Nu e. De... Nu e. Nu e, domnule. Important e când nu vorbește băutura pentru tine. Că atunci... Parcă nici nu cântă cum trebuie. Nu? Nu cântă, nu? Cântă, asta cântă, am observat cântă, și eu, că atunci când e pe ulei, așa, nu e cântă, cel mai dar bun. Am început să cânt, nu prea mai cântă băutură în ultimul timp. Foarte drăguț. Ai fost vreodată... Asta l-am întrebat și pe Naie, care am filmat mai devreme. Ai fost vreodată supărat că ziua ta de nume este și ziua cu Moș Nicolae, că puteai să primești două cadouri. Așa, primeai numai o singură tură de cadouri. Eu nu sunt supărat pentru că pe mine mă cheamă Nicolae Gabriel. A-a. Și sunt născut de Sfântul Gheorghe. Cum, pe cine să fii supărat? A, deci sunt tu... născut pe 23 aprilie de Sfântul Gheorghe, da? Ziua mea e de Sfântul Gheorghe, de Sfântul Mihail și Gabriel, că mă cheamă, sunt și Gabriel, și de Sfântul Nicolae. Deci nicu-i bine așezat, domne, n-are cum. Are trei zile anul ăsta morcov, n-ai ce să-i faci. Adică n-are... De ce credeți că e bine acum? Că mai sunt și cântări, mai una... Păi am trei sfinți care sunt în spatele meu aici. Mi se pare așa, corect. Cum ți-a fost în perioada asta? În afară de America, unde cred că ți-a fost ok? Mi-a fost ok oricum. E bine, mulțumesc de Dumnezeu. Atâta timp cât e sănătate, e bine. Mai dă și pe lângă câte ceva, da, am și de muncă, am și de cântat. Mai mult, mai puțin. Problemă, atât important e să fii sănătoși. Apropo, ai zis de Sfântul Gheorghe. Ai fost la nunta lui Gigi Gheorghiu? Că l-am avut în da, direct. Cum a fost? A fost o nuntă extraordinar de frumoasă, foarte mulți prieteni am avut, pentru că chiar dacă s-a desfășurat la New York, avem mulți prieteni, mulți prieteni de-a lungul anilor, de fiecare dată când am cântat acolo, ne-am făcut foarte mulți prieteni, doamna Maria, domnul Bebe, Mihu, doamna Maria Dragomiroiu, eu și toți artiștii care am fost acolo și i-am văzut așa pe toți la oaltă, toți deodată așa, au venit mulți după Nașul Mare. Aha. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, deci și a fost Gigi, așezare mare. O nuntă extraordinar de frumoasă și s-a desfășurat în cele mai bune condiții, s-a cântat, s-a distrat, a fost. Când o să frumos. Fii cetățean american? Când vreau eu. Eu vreau atunci când o să-mi văd să vorbesc. Și de învățat să vorbesc, o să încep să vorbesc cum vreau eu. Da. Păi stai, mă, Nicolae. Da, deci ai de gând să... Adică cât o să mai faci mușchi în America vorbind? Adică... Cred că la anul, nu, sincer. Cred că la anul? Cred că la am anul. Am înțeles. Dar te-ai apucat? Gigi, yes, no. Gigi Gheorghiu e la fel ca mine. Adică tot fluent știe să vorbească engleza. Mai rău ca mine. Mai rău, nu? Mai rău. Dar el are cetățenie? Mi se pare că are sau nu are? Sau tot așa? Și-a luat cetățenia cu câteva zile, cu 3-4 zile înainte de nuntă. Deci mi-a dat o încredere extraordinară. Deci se poate. Se poate. Asta cu engleza este, cum să vă spun așa, ca să te înțelegi cu oamenii. Dar altfel asta nu înseamnă you cannot be yes, Nico Palero no. From United States, you know? Yes, yes, of course. Of course. Acum of course, bravo. Foarte bine, Nicule, îmi place foarte... Poți dacă se poate, nu-i problemă. Italian, da? Spaniol, engleză. După aia o să fii, că o să crede lumea că ești de etnie, o fiu vreun mexican sau ceva. Lăsați, eu am glumit acum, o las pe fimea, că fimea a început să vorbească și ea, să ia după măsa. Măsa știe 7 limbi străine. Trebuie vorbește să semene copilul cu mama. Vorbește fluent. Ce mai trebuie mie? O eu asta mama... Dar ceva totuși, ce moșteni de la tine această, acest copil? Lumea din afară de ochi, care sunt ochii tăi? Inteligență, normal. Mi se... Ah, Doamne, ce bine a zis-o, mâncai aș gura. Ce să mai e, nu? Da, la muzică... Frumusețea de la măsa. Frumusețea de la maică, sigur că da. Dar a plecare pentru muzică ceva? Nu. Nu. Nu.
Nu. Atunci, uite, avem aici două bucăți adevărat de copilaș absolut grozav. Da, 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 împreună cu finuțul meu. Și bravo. Aici i-am făcut un... Da, țin minte, da. Uite, e deja măricică. Da, mă, era unde zăpadă, avea și mască săracu. Încercăm să... Olaf. Da, încercăm să ne... să facem momentele astea cât mai multe, să fie cât mai multe și cât mai nemuritoare în sufletul nostru, că asta e, cu asta rămânem până la urmă. Amintirile astea frumoase. Da, foarte frumos. Ia uite, Mariana face papanașii acolo. Mariano, wow, mult! Wow, 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 wow. A, nu? Gătești vreodată? Da, cum să nu? Ochi? Și cartofi prăjiți. Nu, gătesc, chiar gătesc, sincer. Da? Vorbesc serios, da. Da, cum să nu? Deci nu. Taurul gătește bine și mai e și gurmand, așa să Auzi, că îi place să mănânce, tuna, cred. Tuna, tataki, cu sos, ce-ai făcut? Soia caramelizat, adică... Nu, e Nicoloie, măi, poate-te să te poată. Mă, dar tu ești talentat, Neică. Poftim? Ești talentat. N-a zis că sunt bune. N-a zis că ies. A zis că le gătesc. Dar cine a zis că le mănâncă? Nu? Adică, omule, de ce spui că sunt talentat? Ai gustat cumva vreodată nici? Nu sunt nu bine, se... altfel nu. De regulă soția spune să nu mai gătesc. Să nu? Da, stai, trebuie să ai și o pasiune ceva. Ai dreptate. Uite, dama au aspect, că le pictează frumos. Deci, doamnelor și domnilor, invităm pe Nicu Paleru la locul de cântare, care este tocmai sigur acolo unde este. Da. Vreau să fac o prezentare. Deci melodia asta este o parodie, este așa cum vede, cum să spun eu, viața stăpânului văzută până ochii un câine lui de casă. Excepțional, doamnelor și domnilor! Când vine stăpânul beut, ce se întâmplă? Și iar